Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății Cristian Irimie a declarat că solicitările medicilor de familie au fost soluționate. Astfel, articolul 144, care viza înlocuirea medicilor de familie cu medici de specialitate în cazul în care primii dintre aceștia nu semnează contractul cadru, eliminarea bugetelor orientative, dar și refacerea numărului și tipurilor de sancțiuni la care erau expuși medicii de familie a fost abrogat. Schimbări au mai intervenit și în ceea ce privește punctul per capita. Secretarul de stat a declarat că valoarea punctului pe pacient la serviciul per capita a crescut cu aproape 1%, mai exact de la 2,1 la 3 lei și în același timp plata serviciului s-a majorat de la 0,9 la 1,8 lei. Irimie a adăugat că au fost introduse de asemenea anumite servicii noi care până în acest an erau trecute la plata per capita. Potrivit declarațiilor reprezentantului Ministerului Sănătății, bugetul unui cabinet de medic de familie se construiește în proporții egale din plata per capita și plata pe servicii. Irimie consideră că semnarea contractului cadru pentru anul 2011 de către medicii de familie ar fi un lucru benefic pentru sistemul de sănătate.